Aplauze pentru Vlad Amarandei. Vlad Amarandei. Începe bine. Oh. Bă, dar nu putea să doarmă și la el acasă? De ce mă să nu dorm și tu în platou la el, mă? Iar la muncă, iar muncă și muncă. Să sun pe asta. Ce faci, mă, te-ai trezit? Și mergem la muncă? Nu, eu nu prea aș vrea să merg, credem. Nu știu, mă doare capul și... Bine că mă doare în c***a, mă doare capul. Am tot ce n-are Sfântul să fie drag. Ce mama dracu? Fac filozofie în jargon, n-am somn. Țeapă dau, beau, somnifere iau, băi. Nu mor de boală, frățioare. Niciodată scârba de sifilis nu moare. Gluma cea mai șmecheră o fac neîncetat. Și e zgomot o surpriză pentru cardiac stresat. Zac nemișcat, dacă știi. Sfâșia de lene ca în prima zi. Realul martalog e urmărit de ghinion. Plâng de bucurie, îl bag în abandon. Oricărui adversar, prea de mine devine megastar. Hei, vin om, bladon și AVM, parazitul, hei, la intervenție. Asta-i tot? Nu am înțeles. Stai că nu cred că asta-i tot. Nu cred că e tot, nu. Doar pentru tine sufăr mereu. În urma ta plânge sufletul meu. Ar fi mai bine să nu mai exist. Nu pot trăi cu sufletul trist. Te rog. Nu, nu, e doar un glonț. Aici, aici. E doar un glonț. Încă te mai aștept, yeah. Vreau să te pierd. Știe nimeni piesa asta, e mult prea veche. Mulțumesc. Ok, mi-am făcut treaba, acum pot să plec. Chiar nu are rost timpul să-mi risipești. Nu înțelegi, iubito, a fost o aventură. Și tot ce mi-am dorit a fost să ți-l bag în gură. Nu merită să stai la ușă și să plângi. Că n-ai putea niciodată inima tu să-mi o frângi. Recunosc că ești bună rău și că-mi place la nebunie să mă joc cu fundulețul tău. Știi să mici din el mai bine ca Shakira. Dintre foarte multe fete, doar tu știi magia. Mereu de a mă face să mă simt bine. Când mă ating iubitul, știi că nu mă pot abține. Îmi place să-ți-o... Come on, man, pe bune, ne uităm la asta. Aoleu. Aoleu. Nu știu cum faci, te transformi în dinamită. Iar cu botul, cel mai bine, știi, parcă m-aș însura cu tine. Aoleu, a fost un om atât de grețos. Însă nu pot trece peste faptul că deja la 15 ani erai spartă, fă! Nu a suportat rușinea ta că am fi pe stradă. Și să mă întrebe fanii mei, bă, ți-a făcut și ție... Bă, eu sper că nu s-aia, că stau pe locul lui. Prietene, toată lumea era rușinată de acolo, mai puțin tu, care nu realizezi ce imbecilități scoți pe gură. Continuă! Continuă? Păi nu mai știu ce. De-abia ne-am încălzit. Dacă e să fie karaoke, e să fie karaoke până la capăt. Zâmbesc pentru că sunt bine dispus și te compătimesc și rezultatul oricum o să fie nefavorabil ție. Deci n-am o problemă. Am fost așa, știi cum face baiele la piscină, e un pic aparece și... Da, după aia oricum te ștergi cu prosopul. Hai, frate. Asta-i tot, boss. Hai, mă, să mor eu, nu se poate așa. Păi vrei să mai cânt ceva de la tine? Nu, e că eu nu țin aminte. M-am bucurat să-mi aduce aminte acele versuri. Deci cum eram și eu copil, aveam 19 ani când le-am scris. A fost așa, un throwback senzațional. Tu ai scris asta ultima? Nu, prima parte, aia mai nasoală. Aia prima nu era așa, asta ultima a fost. Asta a fost tot, nu mai am ce să mai zic. Da, bun. Asta a fost numărul meu. Măi, Vlad, asta nu e un număr. De ce ai mai venit? Care-i ideea? Pentru că m-au chemat. Ai fost obligat. Eu am trimis video, ei m-au sunat, ei m-au chemat. De ce crezi că te-au chemat? Să râdă de mine? Nu e adevărat, frate. Nu e adevărat. Nu, dacă râd de tine, râd de mine. Adică cum să râdă de ceva, de ce am făcut eu? Corect. Dar măcar zi-mi, ți-a plăcut? Că așa, cât de cât? Bă, nu mi-a plăcut. Eram eu beat și varză la vârsta aia, dar cred că le întindeam mai bine decât tine. Mai golănește, mai... În capul meu eram un fel de animal, înțelegi? Dai seama, eram și eu un copil timid acolo care încerca să transforme. Propage răutate, netere. Tu de ce ai venit?
că vrem să te cunoaștem cu adevărat. Cine da. Ești, ce faci, de ce aici, adică, da, sincer, adică... Sincer, nu, sincer. Nu pentru camere. Deci am 28 de ani, da? Sunt din Iași, e prima dată când sunt pe scenă, nu știu de ce am venit. Dar știi de ce o să pleci? Hai mă, că nu poți să spui nu știu de ce am venit. Sau nu știu, am venit să câștig, da. Ce te făcea să crezi că ai să câștigi umor în secunda aia de nebunie? Sincer, nu știu. Cred că nu, ceva din mine așa zicea, du-te, du-te, că e bine, că o să fie bine. Și am zis, hai bine, hai, o să vin. Spuneți, domnul Cal, cum v-ați gândit dumneavoastră să veniți aici la Ai Umor? Ați avut vreun moment de luciditate? Am vorbit cu mine de acasă și mine de acasă m-a convins că sunt bun și că o să câștig. Cred că sunt bune versurile mele și am, bine, am mai multe melodii scrise. Sper să am ocazie să... Nu o să ai ocazie. Nu o să am, nu? Versurile nu sunt deloc ce trebuie. Cineva te-a convins să vii la Umor? Nu. Nu? Singur m-am convins, da. Oglinda? Oglinda, da. Oglinda, oglinjoară. Bă, nu vă mai convingeți în oglindă că a venit la Umor e o chestie normală când aveți așa ceva acasă. Am să o sparg. Ajung acasă și sparg oglinda. Prietene, ai mâncat stricat. Ce ai pățit? Pune mâna și fă ceva folositor pentru tine. Altceva decât să vii la Umor? Mie mi s-a părut că numărul tău a fost un fel de subtitrare pentru un film porno. Păi nu știu, nu. Ce să zic, asta a fost. Atât am zis. Nimic smart, nimic funny. Păi nu, nu, nu. Povestea a fost sexual. Asta de primul. Imaginar. Eu pot să întreb și eu ceva? Da. Scuze, de ce ai ales chestia cu pantofii? Păi am zis că dacă mă trezesc din somn, nu pot să fiu... Corect, corect. Cine doarme încălțat? Răspunsul ei a fost absolut ireal. Să spui așa ceva. Am zis că așa începea schiciu, că dormeam. De ce nu te-ai dus până la capăt? Adică să fi avut o pijama pe tine. Ai zis să marchezi doar așa, cu pantofi. Da, doar așa. Auzi, două secunde. Poți să revii? Să revin? Da, în două minute. Că m-am mudat. Un umor senzațional! Bravo, băiatule! Ești... Ce să mai... Așa, frate, vă mulțumim! Bă, băiatule, du-te de unde ai venit, lasă-ne! Eu zic să lăsăm prostiile și să revenim la lucruri importante.